Orzicele sunt la mare căutare de către toate gospodinele din țară. Sunt ușor de preparat și pot fi incluse într-o mulțime de rețete delicioase. Haideți să aflăm împreună care sunt beneficiile consumului de urzici. Urzicile au fost folosite în preparate de sute de ani. Acestea se găsesc pe piață, dar pot fi cumpărate chiar și de la supermarket. Producătorii de urzici știu cât de multe beneficii au acestea pentru sănătatea organismului. Urzicile au un gust aparte, iar acest lucru se datorează conținutului mare de fier din acestea. Important este atunci când ales să pregătești urzici să porți mânuși. Acestea îți pot irita cu ușurință pielea înainte de a fi fierte. În general, urzicile se găsesc în toate zonele. Acestea pot fi cultivate în grădini și sere, dar pot crește și sălbatic prin șanțuri sau păduri. Aceste plante produc urticarie imediat ce intră în contact cu pielea. Pentru a putea consuma urzicile, trebuie să urmezi niște pași simpli. Începe prin a purta mânuși atunci când le manipulezi. Altfel, acestea te-ar putea înțepa atunci când le cureți. Începe prin a curăța urzicile de codițe. Adună cu mare atenție frunzele acestora, apoi spală-le sub un jet de apă rece. Nu uita că în tot timpul procesului să porți mânuși. Află tot ce trebuie să știi despre urzici și despre modul de preparare al acestora. Urzicile nu sunt foarte greu de gătit. De altfel, de multe ori se gătesc după rețetele asemănătoare cu cele de spanac. Urzicile trebuie puse într-un vas cu apă clocotită și lăsate acolo până ce se înmoaie foarte bine. Inclusiv apa în care urzicile fierb este plină de minerale și vitamine. Urzicile pot fi trecute printr-un blender și transformate într-o rețetă uimitoare de piure de urzici cu usturoi sau pot fi incluse într-o ciorbă răcoritoare de primăvară. Relatează catine.ro.